Gata? Ok, bună dimineața tuturor celor care sunt prezenți. Sunt conectați și în altă parte? Mai sunt încă trei online. De fapt, da, aici suntem 2, 4, 6, 8 și mai sunt 2 online și probabil se vor mai conecta și mai târziu. Ok. Așa cum am învățat, vom începe întâi și întâi cu mandala. Se vede? O să spunem împreună, da? Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie. Spuneți și voi împreună cu mine. Marețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie, în mintea mea mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, nu uitați ce mudra, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Da? Faceți mudra? Octavian, tu poți să-i înveți încet, încet mudra. Deci, a doua, acum am pus aici ce înseamnă Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami, înseamnă în limba sanscrită ofer mandala prețioasă Îngerului Lama sau ofer mandala prețioasă Lamei. A doua rugăciune pe care o facem este refugiul și dorința. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Deci această rugăciune o spunem de 3 ori. Ok. Vom începe lecția noastră. Mai întâi să vorbim despre sursele învățăturilor Tonglen. Este foarte important să știm de unde provine această învățătură. Scopul acestor lecții este de a învăța meditația Tonglen, una dintre cele mai frumoase și mai puternice meditații care există în învățăturile budiste, învățături care astăzi sunt accesibile tuturor. Tonglen este cea mai cunoscută meditație în tradiția tibetană budistă, deși multe amănunte despre ea nu sunt știute. Numai în cadrul mănăstirilor budiste există studii detailate despre ea. Una din muncile de o viață a lui Geshe Michael a fost să strângă scrierile budiste pe cale de dispariție sau pe cele care putrezeau în diverse mănăstiri. O mare parte dintre aceste scrieri despre părerea noastră de rău au fost distruse de invazia chineză. În acea perioadă, multe mănăstiri și biblioteci tibetane au fost arse. Viziunea lui a fost să salveze toate aceste scrieri și una dintre lucrările pe care le-a făcut a fost să înființeze centre în care scrierile erau introduse pe calculator de către echipe formate din tibetani refugiați în India, pe care i-a instruit în vederea acestei munci, creând o bază de date care permite astăzi o căutare ușoară și rapidă a textelor antice. Această muncă a durat timp de 30 de ani și astăzi este condusă de o altă persoană în Ladakh, Nepal. Acest domeniu nu se limitează numai doar la scrierile tibetane, ci cuprinde și manuscrise din tradiția yoghină. Ca rezultat al acestei munci imense, Geshe Michael se folosește astăzi de această comoară de înțelepciune, predând în toată lumea. În aceste lecții,
veți primi un studiu rar, un workshop complet despre meditație Tonglen, cuprinzând tot ceea ce se știe despre ea în literatura budismului tibetan. Scopul acestui atelier este în paralel să vă și informăm și să vă și instruim în această meditație, astfel încât în final să deveniți profesioniști în Tonglen. Veți vedea că această meditație este pe cât de ușoară, pe atât de incredibile sunt rezultatele ei. Doresc să încep a povesti despre diverse cazuri documentate în literatură. Adevărate minuni ce s-au întâmplat anumitor persoane care au practicat în mod regulat această meditație, chiar și 5 minute pe zi. Lama Dvora povestește că a cunoscut în mod personal un australian care s-a infectat cu un virus rar și ca urmare a unui tratament medical, singurul care se știa pe atunci pentru tratarea acestui virus, orbise. El a trimis o scrisoare unui lama în care îi cerea să-l ajute, iar lama i-a dat această variantă a meditației pe care o vom învăța în continuare. Variantă care o practică și cei care se află în pragul morții. Deci meditația este foarte, foarte puternică. Lama Dvora povestește că datorită acestei practici meditative, acesta și-a recăpătat complet vederea. Meditația Tonglen este pe cât de ușoară, pe atât de puternică. Câteodată lucrurile cele mai minunate sunt atât de simple încât le trecem ușor cu vederea sau avem tendința de a le subestima sau a le neglija. Numele meditației este Tonglen. Tong înseamnă a da, a dărui, len, a lua, a prelua, adică a da și a lua sau a dărui și a prelua. În practică, ordinea este inversă. Mai întâi vom lua și numai apoi vom da. Ce luăm? Luăm durerea oamenilor, a ființelor, să preia orice formă de suferință, durere fizică, suferință sufletească sau suferință provenită în urma unor dificultăți economice de orice fel. Ce vom dărui? Vom dărui tot ceea ce este mai bun. Pe parcursul acestor lecții vom face câteva versiuni diferite, 4 sau 5, în funcție de etapele meditației. În prima etapă a acesteia vom lua durerea unei persoane pe care o cunoaște și care trece printr-o suferință sau se luptă cu unele dificultăți fizice, mentale, spirituale sau financiare. Durerea poate fi legată și de o despărțire de cineva sau legată de ruptura unor relații sau de pierderea unei persoane dragi. De asemenea, vom învăța și o altă versiune a meditației, o versiune care se face asupra noastră. Deoarece învățăm să luăm mai întâi durerea celuilalt, în multe cazuri reacția normală a oamenilor este de reticență. Adică își spune, nu am și așa destul de multe necazuri, ce mai îmi trebuie și necazurile altora? În această tradiție nu vom lua durerile altora și le vom purta cu noi, ci le vom distruge și o să vedeți asta pe parcursul meditației. Vom vorbi despre ce înseamnă să luăm durerea și dacă într-adevăr se poate lua durerea și cum funcționează acest mecanism, pentru că el funcționează uimitor de bine, deci nu vă faceți griji. Dimpotrivă, dacă o veți practica, vă va aduce numai binecuvântare. Tonglen are un enorm potențial de a ne aduce și nouă și celorlalți foarte multă binecuvântare. Tradiția Tonglen. Actualul Dalai Lama este Dalai Lama al 14-lea și el este reîncarnarea lui Dalai Lama al 13-lea. Și aceasta este linia marilor Dalai Lama. Cuvintele sau ceea ce am să vă povestesc acum nu sunt în învățătură, dar ca să înțelegeți ce înseamnă linia lui Dalai Lama și o să vorbim despre Panchen Lama, o să vreau să vă vorbesc puțin, se vede schița?
Ok. Am pus în paralel și linia lui Dalai Lama și linia lui Panchen Lama și am să vă povestesc un pic despre aceste linii ca să înțelegeți cum s-au format. Al treilea Dalai Lama, Sunam Gyatso, a fost primul care a primit titlul de Dalai Lama. Dalai Lama înseamnă ocean de înțelepciune și el a fost primit de la mongoli. Toți ceilalți, al doilea și primul Dalai Lama, Gendun Drupa, de fapt au primit acest titlu post-morte. În momentul în care Dalai Lama al patrulea a trecut din această lume, a lăsat Tibetul într-un haos și pe atunci o anumită dinastie care domnea în centrul Tibetului a interzis să se mai caute noua reîncarnare a lui Dalai Lama al patrulea. Acum, asistentul principal al lui Dalai Lama al patrulea, în secret a început să caute noua reîncarnare a lui Dalai Lama. În final a găsit într-un băiețel această reîncarnare și a fost o perioadă destul de lungă în care s-au luptat foarte mult până când acest copil a fost recunoscut ca Dalai Lama al cincelea. Dalai Lama al cincelea este numit Dalai Lama cel mare. De ce a fost atât de mare? E foarte important, pentru că a reușit să unească Tibetul și să reînnoiască legăturile cu chinezii. Nu numai atâta, el a făcut și a și mers în China. Dalai Lama al cincelea a avut un profesor pe care l-a iubit foarte mult. Când acesta a trecut din această lume, i-a conferit titlul de Panchen Lama. Deci primul Panchen Lama este Panchen Lama al patrulea. De ce al patrulea? Pentru că toți ceilalți, până la Panchen Lama, primul Panchen Lama, Kedrupje, de fapt toți ceilalți au primit acest titlu ca post-morte. În ziua de astăzi, s-a ajuns la Panchen Lama al 11-lea, dar chinezii au capturat copilul și familia. Nu se știe, cred că este vorba de Gendun Nima, s-a născut în 1989. Nu se știe nimic despre el și despre familia lui, iar în locul lui a fost pus Norbu, care s-a născut în 1990. Deci, într-un fel, linia lui Dalai Lama și linia lui Panchen Lama reprezintă, de fapt, două conștiințe care se reîncarnează din viață în viață, deci o conștiință care continuă să existe. Deci, în acest moment, părerea mea că această linie lui Panchen Lama, într-un fel, această conștiință a fost într-un fel întreruptă datorită capturării lui Panchen Lama al 11-lea de către chinezi. Fiecare Dalai Lama este considerat ca reîncarnarea celui anterior. Cu toții au fost călugări, neavând niciunul copii biologic, deci o conștiință ce se reîncarnează mereu. După ce un Dalai Lama părăsește lumea fizică, încep căutările noilui reîncarnări. În toată această perioadă în care este identificat acel copil ca fiind noul Dalai Lama reîncarnat, crescut, instruit, tradiția va fi continuată de linia lui Panchen Lama. Deci atunci când Dalai Lama este tânăr, Panchen Lama este în toată puterea și invers. Deci Dalai Lama al cincelea în timpul lui, de fapt, a devenit și conducător spiritual
și politic. Deci a fost primul care a luat și conducerea politică. Sper că această explicație poate să vă fie mai clar existența acestei linii a lui Dalai Lama și a lui Panchen Lama, pentru că veți auzi foarte mult despre această linie. Deci, deoarece vom vorbi de scrierile primului Panchen Lama, și fiți atenți că, de fapt, este primul care a primit titlul de Panchen Lama, el este, de fapt, al patrulea Panchen Lama pe linia aceasta, a fost unul dintre cei mai vestiți maestri ai tradiției Tonglen. El a trăit în 1570-1662. Se spune că ar fi ajuns la iluminare în viața lui anterioară. A scris foarte, foarte mult. Scrierile lui sunt deosebit de importante în tradiția budistă tibetană. Mai mult, a fost și un mare poet și se spune că a scris poezii pe care numai un iluminat le poate scrie. În acest studiu veți primi o parte din lunga lui creație. Se poate vedea această schiță, e adevărat, am luat-o de pe internet, dar puteți să vedeți că de la Jetson Kappa se vede schița? Puteți să vedeți? De la Jetson Kappa pornește linia lui Dalai Lama și a lui Panchen Lama. Până la Geshe Michael, care este jos de tot. Deci este o linie care vine direct de la Buddha. Linie care, de fapt, cuprinde toate învățăturile tuturor marilor maestri de care pe parcursul acestor lecții veți auzi despre scrierile acestor mari maestri. Deci ne întoarcem la Panchen Lama al patrulea. Și înainte de a vorbi despre Tonglen, vom vorbi despre tradiția budistă ce se numește Lam Rim. Lam înseamnă cale, rim, etapă sau pași, adică calea treptată spre iluminare. Deci Tonglen, ca să fiu mai clară, Tonglen face parte din tradiția Lam Rim. Lam Rim înseamnă un fel de ghid a căii spre iluminare, în care sunt detailate toate etapele pe care trebuie să le parcurgă cineva ca să ajungă la iluminare. Deci, tibetanii au dezvoltat numeroase căi care să transforme omul pas cu pas, în mod sistematic, într-o ființă iluminată. Bineînțeles că toate aceste căi se bazează pe învățăturile lui Buddha și a marilor înțelepți care au urmat. Dar ceea ce este deosebit în Lam Rim este faptul că sunt prezentate toate etapele spre iluminare, în ordinea corectă și fără să lipsească niciuna. Noi știm că dacă vrem să mergem cu mașina, aceasta va trebui să aibă toate componentele necesare, să aibă motor, roți, volan, frâne și așa mai departe. Și toate acestea trebuie să fie puse într-o anumită ordine și într-o anumită structură. Multe învățături spirituale conțin componente preluate din Lam Rim, de aceea, ceea ce este unic la Lam Rim este faptul că el conține toate etapele, în ordinea corectă, de la început până la sfârșit. Există foarte multe scrieri Lam Rim, care sunt lungi, medii sau scurte. Toți marii maestri au scris Lam Rim. Și acum o să trecem puțin să vedem care sunt etapele pe această cale spirituală. Dacă cei care au fost la cursul 1 își pot aduce aminte, am vorbit despre cele trei căi principale. Prima cale este renunțarea, traducerea din limba tibetană, Nyenjung, înseamnă ieșit cu certitudine. Deci, pe orice cale spirituală există o primă etapă pe care noi o numim renunțarea. În viața noastră avem parte deseori de necazuri, de nenorociri, intrăm în diverse crize sau ajungem în situații când înțelegem
că lumea materială nu ne poate salva. Toți cei care sunt prezenți la această lecție, mai mult sau mai puțin, toate acestea îi sunt cunoscute. Chiar și cei care au un trai îmbelșugat vor ajunge în punctul în care se vor întreba: mă pot eu baza pe abundență și pe oportunitățile pe care lumea materială mi le oferă? Adevărul este că nu, deoarece nu există nimic lumesc, nici familia, relațiile, bunăstarea financiară, sănătatea, cariera, care să nu se termine la un moment dat. Poate ați trecut printr-o astfel de criză, poate ați experimentat ceva neplăcut, după care ați înțeles că nu se mai poate conta nimic pe această lume. Și dacă nu ați trecut printr-o astfel de criză, ea va veni. Și dacă nu va veni înainte morții, ea va veni în momentul morții și asta este în mod garantat. Prin însăși natura lor, lucrurile vin din energii care se degradează. Aceeași energie care mi-aduce soțul iubit, tot ea mi-l dă și va lua. Aceeași energie care mi-a adus abundență, tot ea mi-o va lua înapoi, la fel cu sănătatea și cu toate celelalte. Faptul că ne-am născut este de ajuns ca să și murim. Chiar dacă vom lua toate vitaminele necesare și vom merge și vom practica în sălile de sport, vom face yoga, de murit tot vom muri. Noi spunem că până nu vom deschide ochii și nu vom înțelege că aceste energii sunt defecte, vom fi în permanență sub controlul lor. Chiar și celor care le este bine momentan, mai devreme sau mai târziu, va veni pe neașteptate ceva care le va lua iluzia că ei dețin controlul. Deseori auzim despre cazuri în care oamenii au pierdut pe cei dragi care au început să meargă pe la biserici. Deci ceva se deschide în ei și încep să pornească, să caute drumul spiritual. Renunțarea este acel pas pe care îl face omul pe drumul spiritual de a nu se mai baza pe lucrurile materiale. Să nu mai spere că încă o excursie, încă un titlu academic sau o carieră sau altele o să-i aducă fericirea. Și nu o clipă de fericire, ci fericirea veșnică. Toate acestea pot fi plăcute un timp, dar niciuna dintre ele nu-l pot salva de îmbătrânire și în cele din urmă de moarte. Cu toții am pierdut membrii de familie dragi și vedem cum vine suferința odată cu bătrânețea și moartea. În Statele Unite există o piatră de mormânt pe care stă scris următorul vers: nu uita, prietene, ce treci pe lângă mine, așa cum ești acum, am fost și eu. Și unde sunt eu astăzi? Și tu la fel vei fi. Pregătește-te, prietene, ca pe urmele mele să vii. Cu cât înțelegerea că odată și odată toate lucrurile se vor termina, va pătrunde mai adânc în suflet, cu atât mai puternic va fi împins omul pe drumul spiritual. Pe orice cale spirituală pe care veți păși, indiferent de cum s-o numi ea, va trebui să conțină elementul care să încurajeze această înțelegere. Fără ea, calea spirituală nu există. Budiștii spun că până când renunțarea nu a ajuns la un anumit prag, nu se poate spune că am urcat pe cale spirituală. Al doilea element al drumului spiritual este a doua cale, compasiunea sau bodhicitta sau aspirația spre iluminare. În această lecție o vom denumi compasiunea pentru că Tonglen este legată de dezvoltarea compasiunii. A doua etapă spune că aceleași lucruri prin care trecem, adică îmbătrânim, ne îmbolnăvim, îi pierdem pe cei dragi, neavând niciun control asupra faptului de cum se întâmplă și ce se întâmplă și când se întâmplă, trec și eu și trec și toți ceilalți. Cu toții suntem în aceeași barcă. Toți cei din jurul nostru, care le este mai puțin bine decât noi sau mai bine ca noi, cei care sunt mai inteligenți decât noi sau mai puțin inteligenți, cei care sunt mai bogați ca noi sau mai puțin bogați, fie că suferă acum sau vor suferi în viitor, suntem cu toții în aceeași situație, se spune în aceeași barcă. Acest aspect care spune
nu mi se întâmplă numai mie, ci și celorlalți, atunci când el va fi suficient de profund, va crea aversiune față de această situație. Cu toții am trecut prin asta când am fost copii. Copilul își întreabă mama, de ce bunica a murit? De ce trebuia să moară? Iar mama nu știe să răspundă. Copilul, neprimind răspunsuri, încetează de mai întreba. El știe în mod instinctiv că ceva nu este în regulă cu această situație. Budiștii spun că energia vieții care ne susține este în neregulă, de aceea se și deteriorează. Este ceea ce Buddha a învățat. El a vorbit mai întâi pe larg despre toate formele de suferință pentru a ne capta atenția și știind că noi putem verifica spusele lui. El ne-a spus, nu este adevărat că aceasta trebuie să fie, că acest lucru trebuie să fie cursul lumii. Așa va fi lumea până când vom înțelege de unde vine ea. Există o sursă a suferinței, există o cauză la suferință, iar când vom înțelege mecanismul de creare a lumii, numai atunci o vom putea transforma. De multe ori, budismul lasă impresia că totul este legat de suferință, din contră. Budismul este cu totul pentru ieșirea din suferință, de a ajunge la fericirea sublimă a iluminării, fericire pe care nu ne putem imagina în momentul de față. Ea este ca și când am luat acea clipă în care ne-am simțit extraordinar de fericit, am multiplicat-o de 1 bilion de ori și chiar și atunci ea este departe de plăcerea sublimă a lui Buddha. Acesta este obiectivul budismului. Dar pentru a ieși din suferință, mai întâi va trebui să o înțelegem bine și în acest fel să ne putem amplifica aversiunea față de această stare deficientă în care ne aflăm și să dorim să facem acea practică care să ne scoată din ea. Această aversiune pe care ne-o dezvoltăm față de suferință se va dezvolta și atunci când ne vom deschide ochii și vom deveni empatici față de ceilalți, atunci când înțelegem că toți împreună suntem în aceeași situație. Eu nu doresc să sufăr și nici nu doresc ca altcineva să sufere. Eu îmi doresc fericirea așa cum și ceilalți își doresc fericirea. Eu am același drept ca și mine de a fi fericit, de aceea este datoria mea de a acționa pentru ei. Practica Tonglen este o practică autentică ce vine pe o linie tradițională veche. Ea a fost păstrată în secret timp de sute de ani în Tibet, deoarece Marii Lama au considerat că oamenii nu o vor înțelege sau o vor subestima, deoarece ea este cu totul opusă instinctelor naturale omenești. Din punct de vedere karmic, a desconsidera această meditație nu este deloc bine. Învățătura Tonglen este o învățătură sacră pentru că ea are calitatea de a scoate oamenii din suferință. Care este definiția ceva sacru? Ceva sacru este acel lucru care poate să scoată ființele din suferință și să le aducă binecuvântare. A desconsidera sau a subestima o învățătură sacră creează karma negativă ce poate provoca dispariția acesteia din lume. În tot acest timp în care învățătura a fost păstrată în secret, ea a fost transmisă numai discipolilor vretnici. Se spune că într-o bună zi, un mare lama află că cineva s-ar fi însănătoșit în mod complet dintr-o boală terminală practicând această meditație. Datorită imensei lui compasiune, a decis să facă cunoscută această învățătură publicului larg, iar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 800 de ani. Și de atunci, practica Tonglen a rămas accesibilă tuturor. Meditația Tonglen ține de tradiția budistă ce se numește Lojong. Ce înseamnă Lojong? Cursul 11 conține toată învățătura Lojong. Este formată din 5 seminarii. Sper că o să avem posibilitatea să învățăm și Lojong. Lo înseamnă minte, conștiință, Jong, antrena. Lojong înseamnă antrenarea minții
Lama a tradus o transformare a conștiinței. Lojong este numele dat a unor învățături care s-au dezvoltat aproximativ între anii 800 și 1200-1300. În această perioadă, budismul a intrat pentru prima oară în Tibet și astfel s-a dezvoltat tradiția Lojong. Ca să înțelegeți, mari maestri au predat aceste învățături păstorilor de iaci. Deci, unor oameni foarte, foarte simpli. Asta ca paranteză, Lojong vine, este o învățătură care vine sub forma de capsule, ca niște capsule medicale. Fraze scurte de înțelepciune, astfel încât păstorii care erau oameni simpli să le poată ține minte și să le poată practica. Lojong este o învățătură incredibilă. Pe parcursul acestor lecții vă veți da seama de ce învățăturile au fost ținute în secret. Această meditație se bazează pe respirație, lucru care confirmă o forță specială practicii. În tradiția yoghină, tehnicile de respirație sunt învățate în mod deschis, pe când tibetanii păstrează tehnicile numai pentru cei avansați în practica tantra și numai cu permisiune specială de la Lama. Deoarece învățătura Lojong este o învățătură deosebită, aceste tehnici nu au fost introduse de la bun început, și asta pentru că influențează corpul nostru fizic și vom putea ajunge la iluminare. Prin intermediul respirației, această practică contribuie în mod direct la dezvoltarea noastră spirituală, a conștiinței și a corpului. Practica Lojong dezvoltă compasiunea, de aceea ne-am referit la această învățătură. A treia cale înseamnă înțelepciunea sau concepția corectă sau percepția corectă. Înțelepciunea este a treia etapă ce trebuie să facă parte din orice drum spiritual adecvat. În tradiția budistă, înțelepciunea este denumită concepția corectă. Nu o să intrăm în acest subiect acum, o să intrăm în lecțiile următoare. Înțelepciunea nu înseamnă de a acumula cât mai multe informații, adică să devenim o enciclopedie ambulantă, ci de a înțelege de ce există suferința și de ce există fericirea. Care sunt cauzele și la una și la alta și cum putem să ne controlăm realitatea în loc ca ea să ne controleze pe noi. Cum putem înceta de a mai fi victimele circumstanțelor și a dezastrelor naturale și a condițiilor fizice și să preluăm controlul asupra lor. Singurul mod de a ieși din această situație impusă este dacă am începe să deținem noi controlul. Am primit un corp fizic, și știm asta, ne-am născut într-un anume loc, vorbind o limbă maternă specifică, având anumiți părinți cu anumită capacitate mentală, o stare ca și când ar fi trebuit să intrăm în ea. Noi spunem că ea nu este întâmplătoare și că este determinată de cauze. Dacă am înțelege cauzele care ne-au adus într-un corp care se îmbolnăvește, îmbătrânește, se degradează și moare, atunci vom putea inversa acest lucru. Și aceasta este înțelepciunea. Când ne referim aici la înțelepciune, ne referim de fapt la înțelegerea realității și înțelegerea corectă a cauzei și a efectului. Cu toții credem că înțelegem ce cauzează una sau alta, dar de fapt, faptul că îmbătrânim și murim dovedește că nu înțelegem nici de cum aceste lucruri. Buddha a spus că fiecare dintre noi trăiește permanent dintr-o greșeală fatală de care nu suntem conștienți. Deci al treilea aspect este legat de înțelegerea cauzei și a efectului, iar cine va progresa pe drumul spiritual, înțelegerea lui se va aprofunda. Ceea ce este extraordinar în aceste studii este faptul că sunt explicite, elaborate în cele mai mici detalii și logice, lucru care permite dobândirea acestor cunoașteri și ajunge și mai mult la experiențe mistice.
Deci, acestea sunt cele trei căi. Sfatul nostru este că atunci când auziți despre un drum spiritual, să-l verificați, pentru că timpul vostru este scurt și nici nu veți putea verifica orice drum spiritual de care profesorii vi-l recomandă. De aceea, înainte de a vă investi timpul și energiile voastre, verificați dacă cele trei aspecte despre care am vorbit sunt incluse în calea pe care o alegeți. Tonglen este o practică de dezvoltare a compasiunii. Noi susținem că acest lucru este un aspect vital. Dezvoltarea compasiunii este vitală pe calea spre iluminare, dar are și foarte multă importanță în viața noastră. Cel mai înalt nivel de compasiune se numește în limba sanscrită bodhicitta sau în limba tibetană semkhye. Bodhi înseamnă iluminare, citta înseamnă minte. Traducerea cuvânt cu cuvânt ar fi o minte iluminată, dar nu acesta este sensul. Adevăratul sens este mintea ce aspiră spre iluminare. Bodhicitta este nivelul cel mai înalt al compasiunii care conduce la iluminare. În cursul 1, dacă vă aduceți aminte, am vorbit că bodhicitta este etapa necesară pentru a ajunge la iluminare. Fără bodhicitta nu se poate ajunge la iluminare. Deci, va trebui să ajungem, să ne dezvoltăm bodhicitta. Cel care a ajuns la acest nivel va fi însoțit de un puternic sentiment de aversiune față de suferința lui și a celorlalți. Mai mult de atât, îi percepe pe toți ceilalți ca fiind foarte apropiați de el și asta datorită importanței ieșirilor din suferință. De ce își dezvoltă o aversiune atât de mare față de suferință? Pentru că se spune că în această percepție care se dezvoltă într-o meditație profundă, cel care își dezvoltă bodhicitta va fi în contact cu toate conștiințele din întregul univers. În momentul în care este în contact direct cu toate conștiințele, el va înțelege suferința tuturor. Așa cum eu nu vreau să sufăr, nici ei nu doresc să sufere, de aceea ei sunt. Toți ceilalți sunt exact la fel ca mine. Cu toții simțim adânc în sufletul nostru această dorință de a ajuta, dar încă de la vârstă fragedă am fost descurajat de întrebarea: cum pot eu să rezolv problemele foamei și a războiului din întreaga lume? De aceea am continuat să ne îngrijim și să ne mulțumim de a fi atenți numai la noi înșine. Cel care are bodhicitta inversează procesul și el va spune: eu nu numai că voi aspira ca toți ceilalți să nu mai sufere, ci voi învăța tot ceea ce este necesar și voi face tot ceea ce este nevoie, chiar dacă îmi va fi greu și nimeni nu mă va sprijini, și mai mult, chiar și dacă toată lumea va râde de mine. Compasiunea lui este atât de mare încât va depune toate eforturile ca să ajungă la iluminare, ca să poată să ajute cu adevărat toate ființele. Deseori întâlnim oameni buni care ajută pe ceilalți, lucru care este cu adevărat de apreciat și absolut necesar. Bineînțeles că este esențial de a face acte de caritate, dar nu aceasta ce e bodhicitta. Este o mare diferență între compasiune, adică dorința de a ajuta, deci între compasiune și între dorința de a ajuta la cel mai înalt nivel, adică bodhicitta. Bodhicitta este compasiunea și iubirea ajunse la stadii atât de înalte pe care noi nu le cunoaștem deocamdată.
Cel care are bodhicitta nu numai că îi hrănește pe alții, îi protejează pe toți ceilalți, îi consolează, ci în același timp practică înțelepciunea pentru a înțelege de unde vin toate aceste lucruri, toate aceste forme de suferință. Această îmbinare între compasiune și înțelepciune îi va dezvolta abilități extraordinare de a fi în serviciu celorlalți și nu se va opri până când nu va fi capabil să-i ajute pe ceilalți. El nu se va crinti din calea lui. Acesta este un nivel de angajament imens față de toate ființele. Cel care a ajuns la bodhicitta vă spune, nu știu deocamdată cum să-i ajut pe ceilalți, dar voi merge să învăț cum să fac acest lucru. El nu se va opri și nu va lăsa în urmă nicio ființă. Iar pentru a face acest lucru, va trebui să-și dezvolte atot cunoașterea, să înțeleagă de ce tot suferă, ce suferințe au și de ce au nevoie. El va trebui să-și dezvolte compasiunea la cote maximale, înțelepciunea la cote maximale, capacitatea de a învăța la cote maximale, iubirea la cote maximale, adică să devină un Buddha. Această persoană va spune, trebuie să ajung la iluminare, pentru că dacă nu voi ajunge acolo, toate ființele vor continua să sufere, iar eu nu știu cum să le pot, cum să le ajung. Aceasta a fost prima parte. Dacă vreți să faceți un pic de pauză sau facem pauză când începe meditația, ce spuneți? Facem pauză când ajung să la meditație, ok? Ok. Ok. Deci, mergem spre partea a doua. În literatura budistă există două metode de dezvoltare a bodhicittei. Prima metodă este metoda celor 7 pași, iar a doua metodă este metoda de a mă pune în locul celorlalți sau a mă stitui, substituirea de sine. Bănuiesc că cel mai bine e să spunem metoda de a mă pune sau de a ne pune în locul celorlalți. Tonglen ține de prima metodă și vom vorbi acum despre a doua metodă. Metoda care are 3 pași. Sau 3 etape. Prima etapă în această practică este de a ne folosi de ochii celorlalți. Dacă vreau să mă antrenez a dezvolta compasiunea, va trebui să le dau oamenilor ceea ce își doresc ca să le fie lor bine. Dar mai întâi va trebui să știu ce își doresc. Majoritatea oamenilor privesc la ceea ce ei vor. Dacă ei vor mâncare, ei se vor uita la mâncare, azi le vom oferi mâncare. Dacă vor dori apă, le vom oferi apă. Deci prima etapă de antrenament este să ne punem în locul celorlalți, adică să le urmărim privirile. Dacă privirile lor se opresc la mâncarea de pe masă, atunci le vom oferi această mâncare. Dacă se opresc pe altceva, le vom oferi acel lucru. Cu alte cuvinte, ne vom lăsa conduși de privirile lor. Aceasta este practica. Lamadvora povestește despre un călugăr pe nume Jinpa. Jinpa înseamnă iubire necondiționată, care servea în templul din New Jersey. El a fost antrenat în această tehnică de maestrii lui. Dacă veneau oameni noi la templu, Jinpa observa mai întâi cum își beau ceai. Cu zahăr, fără zahăr, cu lapte sau fără, în cană mare sau mică, fierbinte sau cald. El învăța toate acestea pe de rost. Și Lama Dvora povestește că veneau foarte mulți la acest templu. Dar Jinpa știa după prima dată cum îi plăcea fiecăruia să-și bea ceaiul, iar când aceștia veneau în următoarea dată, el le oferea ceaiul exact așa cum le plăcea.
Bineînțeles că la început această tehnică va fi artificială, dar dacă o vom practica, va deveni foarte firească. Jinpa era extrem de modest și Lama Dvora spune că dacă nu părea că ar fi fost un înger, ea spune că era chiar un înger. Aceasta este prima metodă, adică a învăța ce își doresc alții, urmărindu-le privirile. Un alt exemplu, dacă dansați în grup și vedeți pe cineva stând deoparte, dorind și el să danseze, poate că nu dansează, pentru că îi este rușine sau ceva îl oprește, vă veți duce la el și îl veți invita la dans. Poate vi se pare că această tehnică este mediocră, dar ea este foarte avansată datorită nivelului ridicat de a dărui, de a investi în practica generozității. A doua etapă, care este ceva mai avansată, este de a ne pune în locul celorlalți sau, de fapt, de a prefera ceea ce ei preferă. De exemplu, dacă trebuie pusă muzică și eu am muzica mea preferată, dar știu că alții doresc să asculte alte melodii, bineînțeles că voi pune ceea ce preferă ei. Cel ce practică va pune în mod deliberat muzica pe care o preferă ceilalți. Dacă mie îmi place să fie geamul deschis, iar celălalt îi place geamul închis, îi voi da lui întâietate. Cu cât vom practica mai mult, compasiunea va crește și ea va deveni o a doua natura noastră și vom fi cu mult, mult mai fericiți. Această etapă este mai avansată decât prima pentru că am dat prioritate, de fapt, dorinței celuilalt față de dorința noastră. Va trebui să ne antrenăm foarte mult astfel încât această îndeletnicire să devină firească și naturală. Iar cel ce practică această metodă se spune că este deja un sfânt. La acest nivel și la primul și la al doilea, dacă ați observat, există diferența între mine și ceilalți. Ceea ce îmi place mie și ceea ce îi place celuilalt. Încă mai există ideea că eu sunt aici și voi sunteți acolo. În momentul în care mă voi pune în locul celuilalt, voi prefera numai ceea ce vrea celălalt. A treia etapă pe care au predat-o Marie Lama, care este cea mai avansată dintre toate cele trei, este de a estompa linia despărțitoare dintre mine și celălalt și apoi o așterge complet. Se spune că diferențierea pe care o fac în mintea mea între mine și celălalt, această diferențiere este artificială. Mi se pare firesc să văd ceva ca fiind al meu, iar celălalt nu sunt eu și nu este al meu. Este normal să fie așa, pentru că de cum am deschis ochii în această lume, am fost crescuți în acest fel. Noi spunem că ne-am născut cu această percepție în această viață, datorită nenumăratelor vieți anterioare. Întotdeauna am trăit așa, de aceea suntem obișnuiți să vedem lucrurile separat. Cauza acestui obicei este adânc înrădăcinată în subconștiința noastră. Dar tocmai pentru că acest obicei este înrădăcinat, putem să-l smulgem din rădăcină și să sădim alt obicei. De ce trebuie să smulgem acest obicei din rădăcina lui? Deoarece toată suferința noastră provine de la el. Toată suferința noastră provine din faptul că ne vedem separați. Suferința noastră se datorează atașamentului nostru față de eu și de al meu. Singura modalitate de a pune capăt suferinței noastre este de a învăța să vedem falsitatea acestor diferențieri, lucru care nu este ușor de făcut. De aceea va trebui să practicăm foarte, foarte mult. Un alt mod de a spune aceste lucruri este, în loc de a estompa linia despărțitoare între mine și ei, să introducem într-un cerc. Deci, cum am vorbit înainte, deci am cercul meu, eu, al meu, și în afara cercului sunt toți ceilalți care nu sunt eu și nu sunt al meu.
Deci, în loc de a estompa linia, putem să-i să introducem în cercul meu. Acest mod poate fi mai ușor de făcut pentru că oamenii sunt atașați de ego-ul lor. De aceea spunem că nu există nicio problemă să rămânem cu ego-ul nostru, doar să-l umflăm sau să-l extindem într-un mod pozitiv, adică să introducem pe toți ceilalți în el. Părinții fac acest lucru în mod natural cu copiii mici, mamele în permanență fac acest lucru cu pruncii lor, ele învață să asculte ce își dorește copilul și să-i satisfacă necesitățile. Mamele de multe ori preferă ceea ce copilul îi dorește, cu toate că ele poate își doresc cu totul altceva, poate că își doresc să iasă să danseze, dar se sacrifică și rămân cu copilul acasă. Toate aceste par firești ca venind dintr-un instinct, dar și animalele fac același lucru. Înțelepciunea este de a nu reduce metoda la copiii noștri biologici sau ceea ce definesc ca fiind al meu, pentru că atâta timp cât voi continua să definesc lucrurile ca al meu, voi rămâne blocată în această paradigmă care mi-aduce numai suferință. Învățăturile budiste spun că această diferențiere între eu și nu eu este complet artificială. Cu cât vom intra mai adânc în ele, vom vedea adevărul lor. Vom vedea cum compasiunea și înțelepciunea merg mână-mână ca o spirală care urcă. Atunci când vorbim de înțelepciune, am făcut aici acel cerc în care să mă pot extinde și să pot să introduc pe toți ceilalți pentru mine ar însemna tot ceea ce există pe acest pământ. Atunci când vorbim de compasiune, ne referim la două componente. Ninge și jampa. Ninge înseamnă compasiune, ning înseamnă inimă, je înseamnă rege. Adică compasiunea în limba tibetană înseamnă regina inimii. Compasiunea este văzută ca un sentiment sublim și exaltant ce domină inimile noastre. Ea este regina sentimentelor din inimile noastre. Jampa înseamnă iubire. Așa cum ai spus, am denumit acel călugăr Jimpa, deci Jampa se mai poate spune și Jimpa. În budism, când ne referim la iubire, trebuie să facem o diferențiere. De ce? Pentru că există iubirea dintre soți, sau iubirea părinților față de copii, sau iubirea dintre prieteni. Jimpa nu este niciuna dintre cele enumerate mai sus, este iubirea necondiționată. Jimpa este starea în care dorim să dăruim celorlalți tot ceea ce ei își doresc și chiar mai mult decât își pot imagina și fără a ține cont dacă ei ne iubesc sau ne respect. Jimpa este iubirea necondiționată, acea iubire imensă pentru fiecare, fără excepție. Încercați numai pentru o clipă să vă conectați la acest sentiment sublim. Dacă practica Jimpa, atunci când vă este bine sau poate nu, încercați să stați în liniște câteva minute și să spuneți cuvintele următoare. Doresc ca fiecare să aibă parte de tot ceea ce este mai bun. Numai pentru câteva minute, dacă veți avea aceste gânduri, starea voastră de spirit se va schimba, indiferent de cât suferiți sau de ce suferiți. În mod categoric se va schimba, pentru că din punct energetic, energia iubirii curge prin canalul central. Aceasta este jampa. Deci jampa este acel sentiment de a dărui celuilalt tot ceea ce este mai bun și în mod necondiționat. În el nu există ego. Ninge, compasiunea, este opusul, adică dorința de a lua toată suferința și toate cauzele ce vor determina suferințele viitoare a tuturor ființelor. În meditația Tonglen vom lucra cu jampa și cu ninge, folosindu-ne
de respirație. Acesta este trucul pe care l-au conceput Marii Lama pentru a ne pregăti pentru practicile viitoare mai avansate, care îmbină corpul, conștiința, respirația și prana. Meditația poate să pară la început simplistă, dar ea este foarte practică, foarte puternică și are ca scop să ne introducă în practica înaltă. Am ajuns la meditație. Să luăm o mică pauză. Octavian? Ok. Ok. Începe meditația. Așezați-vă cât mai comod. Este foarte important să stați așezați într-o poziție confortabilă ca să nu trebuiască să vă mișcați în timpul meditației, pentru că îi veți deranja și pe cei de lângă voi și pe voi înșivă. Indiferent de cum stați, pe scaun sau pe perna de meditație, este important ca spatele să fie drept, în poziție verticală. Spatele trebuie să fie drept, deoarece scopul nostru este de a lucra cu canalele energetice interioare. Bărbia să fie în unghi drept cu gâtul, nici ridicată și nici coborâtă. Fiți atenți ca umerii voștri să fie relaxați, în echilibru. Așezați-vă mâinile în poală. Gura să fie închisă, dar nu strânsă, ci relaxată. Ochii trebuie să fie închiși sau pe jumătate închiși. Dacă îi țineți pe jumătate închiși, nu încercați să vă concentrați pe ceva sau să priviți la ceva. Relaxați-vă fruntea și fața dacă sunt tensionate. În tradiția budistă, atunci când începem să facem meditație, mai întâi se vor executa câteva etape preliminare. Vom începe de a ne concentra pe respirație, lucru care ne va ajuta să ne focalizăm atenția. Alegeți-vă un punct de intrare înalt. Axați-vă atenția pe intrarea și ieșirea aerului din nări și începeți să numărați 10 respirații. Numărătoarea va începe întotdeauna cu expirație. Expirăm 1, inspirăm. Expirăm 2, inspirăm. Încercați acum să ajungeți la 10 inspirații. Dacă atenția v-a fost distrasă, începeți să numărați din nou de la început.
Prima etapă este de a ne refugia, în sensul de a ne refugia în practica spirituală și de a nu ne mai baza pe lucrurile materiale. Deci primul gând este de a ne refugia la entitățile iluminate, care și-au dezvoltat la maximul compasiune și înțelepciunea și care pot să ne îndrume. Următorul gând este motivația compasiunii. Acest lucru îl puteți face cu cineva pe care îl cunoașteți și care știți că se confruntă cu greutăți. Poate are vreo problemă de care știți și ați dori să-l ajutați. Poate că are o problemă de sănătate, psihică, financiară sau orice altă dificultate prin care trece. Cineva care vă este drag și pe care ați dori să-l ajutați. Dacă cunoașteți mai mulți, alegeți mai unul dintre ei. Și gândiți-vă la intenția voastră de a-l ajuta. Și acum că meditația să fie puternică, ne vom folosi de o entitate care este pentru noi sfântă. O entitate cu calități înalte spirituale, care să fie plină de compasiune sau înțeleaptă sau care iubește necondiționat. Poate fi cineva din tradiția budistă sau cineva pe care îl știți sau ați auzit sau poate fi și cineva imaginar. Puteți chiar să o și inventați. Nu este neapărat nevoie ca ea să fie cineva care trăiește acum printre noi. Poate fi bărbat sau femeie. Atunci când ați ales pe cineva, imaginați-vă că el sau ea, indiferent de vârsta pe care o are, este tânăr și frumos. Faceți-l să arate perfect și în interior și în exterior. Alegeți una din calitățile frumoase pe care le are și pe care le admirați și în semn de profund respect, plecați-vă până la pământ în fața lui. Feriți-i o ofrandă, un lucru frumos pe care îl dăruiți, cum ar fi un buchet frumos de flori sau un apus de soare sau o faptă bună pe care ați făcut-o cuiva, o vorbă bună pe care ați spus sau un gând pe care l-ați avut de a ajuta pe cineva. Imaginați-vă toate aceste lucruri ca pe un jubel superb pe care îl dăruiți acelei entități. Toate aceste acțiuni mentale vă vor ajuta să acumulați energie pozitivă care vor da intensitate meditației. Uneori există energii negative care pot interfera cu meditația. De exemplu, ați făcut o faptă de care nu sunteți mândri de ea sau poate v-ați adresat cuiva nu prea frumos sau ați criticat pe cineva. Toate acestea trebuie eliminate pentru că ele
să nu vă stingerească în meditație. Un mod de a le elimina este de a vă destăinui în fața entității sfinte pe care ați ales. Încercați să faceți asta acum. Și acum eliminați toate aceste lucruri negative din gândurile voastre. În continuare vom face invers. Gândiți-vă la ceva foarte frumos pe care l-ați făcut sau ați spus, la care v-ați gândit, să spunem în ultimele 24 de ore și bucurați-vă pentru asta. Chiar și decizia de a veni și asculta toate aceste lucruri este foarte rară. De asemenea, este foarte rar ca cineva să meargă și să se dezvolte spiritual, pentru că majoritatea oamenilor nu fac asta. De aceea, bucurați-vă pentru aceste lucruri. Acum adresați-vă învățătorului, învățătoarei spirituale din fața voastră și cereți-i să vă transmită învățăturile, să continue să vă îndrume pe drumul vostru spiritual. Doriți-i să trăiască mult, să rămână cu voi și să vă confere puterile necesare de a progresa spiritual. Pentru o mai bună concentrare, începeți din nou să expirați și să inspirați, numărând până la 10. Întorceți-vă din nou la persoana care trece prin dificultăți și pe care doriți să o ajutați. Încercați să vedeți cât mai multe detalii la bărbatul, femeia sau copilul pe care l-ați ales. Faceți această meditație și asupra unui animal. Încercați să-i faceți plin de viață. Uitați-vă unde se află. Poate stă în camera lui, stă întins în pat, poate în alt loc. Imaginați-vă că stați în fața lui, invizibil. El nu vă poate vedea. În schimb, voi da. Urmăriți detaliile camerei, mobila, lumina din ea, cu ce este îmbrăcată persoana, care este expresia feților, limbajul trupului. Încercați să vedeți cum se reflectă problema cu care se confruntă în expresia feții și a corpului. Cu cât veți vedea mai multe detalii, cu atât va fi mai bine.
Imaginați-vă acum că problema cu care se confruntă este ca un lichid negru, ca o smoală lipicioasă răspândită în tot corpul lui. Chiar dacă problema lui este nu este fizică, ci mentală, ne vom imagina în același fel, ca fiind o materie neagră ce îi umple tot corpul. Decideți acum să-i luați durerea, să-i luați suferința. În continuare ne vom folosi de respirație ca de o pompă de aspirat. De fiecare dată când inspirați aerul, imaginați-vă că aspirați materie neagră din corpul lui, materie pe care o veți aduce încet, încet spre inima lui și o veți acumula în centrul pieptului. Respirați adânc de câteva ori și începeți acest proces. Cu fiecare inhalare, substanța neagră părăsește suprafața corpului și se concentrează în centrul pieptului. Asigurați-vă că nu rămâne nimic din materia neagră în extremitățile corpului, în vârful degetelor, în interiorul urechilor. Curățați totul. Aduceți totul în centrul pieptului și după aceea concentrați toată această materie sub forma unei măsline mici și negre în centrul pieptului și tot restul corpului să rămână curat. Vom continua să ne folosim de inspirații ca de o pompă de aspirat, numai că de data aceasta vom aspira măslina neagră din centrul toracelui, prin trahee, apoi prin nasul lui și o vom scoate afară. Toată această materie neagră concentrată se va deplasa dinspre torace în sus și va ieși prin nas în afara corpului, transformându-se într-un nor negru care va pluti înaintea feței. Până când veți scoate toată această materie din corpul lui și o veți concentra în fața toracelui lui, vă va lua cam 10 sau 15 respirații. Îndreptați-vă atenția acum spre pieptul vostru. În continuare sunteți așezați unul în fața celuilalt. Toată materia neagră pe care ați scos-o din el va sta suspendată ca un nor între voi doi. Focalizați-vă atenția spre pieptul vostru și încercați să vedeți un compartiment mic
Și în interiorul lui o flacără mică, cam de 2 cm. Flacăra este de culoare roșie portocalie. Simbolizează egoismul și grija de voi înșivă și de tot ceea ce vă aparține, sursa tuturor suferințelor noastre. De asemenea, ea mai reprezintă ignoranța voastră, neînțelegerea realității în care trăiți, neînțelegerea de unde vin lucrurile pe care nu le doriți. În această fază a meditației este bine să vă concentrați asupra egoismului vostru și să căutați exemple din viața voastră proprie în care v-ați purtat egoist atunci când v-ați preferat pe voi înșivă în fața altora. Gândiți-vă la cazurile când dorința sau opinia voastră a fost mult mai importantă decât a altora sau când v-ați gândit la lucrurile care vă aparțin vouă și nu altora. Este bine să faceți aceste situații să fie cât mai concrete. Reveniți din nou la decizia de a lua la voi durerea celui suferind. Nu faceți asta decât atunci când vă voi spune eu acum. Ce veți face atunci? Cu ajutorul unei singure respirații lungi, veți aspira tot norul negru din fața voastră prin nas, apoi prin trahee, până când totul a intrat în voi. Norul devenind o minge mică și neagră, suspendată deasupra flăcării. După care veți lăsa mingea să cadă în flacără. Toată materia va arde și se va dezintegra. Flacăra se va stinge și va rămâne doar un fum subțire alb care va dispărea repede. Toate acestea le veți face folosind doar o singură respirație. Acum! Toată materia a fost arsă, flacăra s-a stins, nu lăsați în voi nicio fărâmă din ea. Egoismul vostru și durerile celuilalt au fost mistuite de foc. Inima voastră se umple acum de o lumină aurie, caldă și plăcută. Ce vă va da o stare de bine? Bucurați-vă de această stare. Uitați-vă acum la persoana din fața voastră pe care ați lucrat și veți vedea că dintr-o dată se va simți bine. Durerea de care suferea de mult a fost îndepărtată. Priviți cum i-a fost influențat corpul, cum i s-a schimbat expresia feței. Poate zâmbește, respiră mai ușor, corpul i s-a îndreptat, s-a eliberat. Priviți-vă cât de bucuroși și mulțumiți sunteți de ceea ce ați făcut pentru el. Îndreptați-vă privirile spre entitatea pe care ați invitat-o la început, ca să vă însoțească în această meditație, acea entitate divină de o frumusețe fără de seamăn, perfectă și sfântă. Cereți-i să continuă să vă îndrume și să rămână cu voi. Imaginați-vă că ea radiază lumină,
Corpul este ușor ca un puf și răspunde cu plăcere invitației voastre. Ea devine mică de mărimea unui deget, se ridică în aer și se așează pe creștetul vostru, cu fața îndreptată în aceeași direcție în care priviți. În inima voastră, în acel mic compartiment, pregătiți un tron superb, ornat de flori frumoase și cu perne catiferate. Urmăriți cum ea alunecă ușor și se așează cu gingășie pe perne. Entitatea este plină de bucurie și vă iubește la nesfârșit. Priviți-o cum radiază lumina strălucitoare, emană miresme parfumate, pregătite să vă acorde tot sprijinul necesar. Fiți conștienți de faptul că această meditație, acest exercițiu mental, ați lăsat foarte multe amprente mentale în conștiința voastră, iar când vor da rezultate, acestea vă vor aduce multă, multă binecuvântare, mai mult decât vă puteți acum imagina. Va fi ca atunci când semințele vor încolți, pomul rezultat va fi frumos și falnic. Pentru a da mai multă forță acestor binecuvântări, dedicați celui care stă în fața voastră, dedicați această meditație. Și acum deschideți ochii încet, încet. Meditația pe care am făcut-o este o parte a meditației Tungneng, este ceea ce numim noi a lua, a prelua, adică a prelua durerea celuilalt și a o distruge. Și în același timp am distrus ceea ce ne înfrânează, ignoranța și egoismul nostru, lipsa noastră de compasiune. Puteți repeta această meditație pe aceeași persoană sau pe alta, așa cum considerați că este bine. Lecția noastră s-a sfârșit. Vom încheia din nou cu cele două rugăciuni. Prima rugăciune. Este rugăciunea mandalei, ofranda mandalei. Și o spunem până când nu veți face o melodie ca să punem această rugăciune pe melodie, o să o spunem împreună, da? Nu uitați mandala. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Bărețul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam guru ratna mandalakam niryatayam. Și ultima meditație, ultima rugăciune este dedicație. Vom dedica înțelepciunea acestor învățături oricui are nevoie. Gândiți-vă la o persoană care suferă, o persoană care este în nevoi și dedicați această lecție acelei persoane. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime, ce numai din cele două se înfăptuiesc.
Vă mulțumesc mult pentru atenția voastră și că sunteți în viața mea și că îmi dați posibilitatea să, pe cât pot, să vă aduc aceste învățături. Aș fi dorit tare mult să văd și să cunosc pe toți cei care au participat. E posibil? Sunt pe... Deci aici suntem 2, 4, 6, 8... Să-i vedeți. Nu știu cât de bine se vede. Suntem aici, suntem... Da, fă ecranul mai mare. Ai, Melina! Deci, noi aici suntem 2, 4, 6, 8, 10 și pe internet mai sunt vreo 7. Wow! Da. Deci suntem ceva. Ok, și cine este cu tine, Octavian? Poți să spui numele? Păi, aici. Liviu? Așa, Liviu, aici. Mihai, Adriana, Marius, Adina. Hai! Bună! Dan, Mircea și Lucica. Lucica! Da. Mă bucur foarte mult că sunteți acolo. Pe net e așa, Livia, Melina, Irina și... și Irina e post... Eu nu văd pe Irina. Poți să te duci acolo la ferestră și să vezi că, uite, cu fetița se uită la noi. Melina și Iulia. Și Iulia, da. Uite. Stai puțin că Melina a dispărut. Da, deci am fost cu toții. Îmi pare rău că a început câinele să latre, am un câine. Oricine vezi, Gabriela, este o săgeată sus albastră și poți să rulezi videourile de la cei care sunt online. E o săgeată în dreapta sus. Unde? Sus pe bara de sus e o săgeată. Și poți să rulezi imagine de la... Da, văd. Și rulează acestea pe o bandă. Și cum pot să văd? Nu ai o săgeată în dreapta sus. Sunt... Da, uite, văd, dar nu văd imaginile. Sunt acolo, sunt mai multe pătrățele la un loc și dacă faci click pe iconița aia se văd toate... Stai puțin, la mine apare chat, să inviți? Unde apăs? Sunt niște... Pe chat? Apăs pe chat? Nu știu cum să explic acum. Nu-i nimica. O să îmi spui tu după aceea. Dacă aveți întrebări, eu știu. Da, mai era și Virginia, Codrela, da. Și Consuela, cred că mai erau cu noi. Nu s-au văzut din prima, nu le-am văzut pe toate. Da, cine mai are întrebări, puneți acum. Păi... Gabi, poți să dai stop share la screen share, poți să-i dai stop să se vadă pe tot ecran. Gata. Uite, acum vă văd. Și acum vă văd mai clar. Acum uite, se vede pe tot ecranul. Da. Incredibilă tehnologia. Da. Să ne apropie pe noi toți. Da, să ștergem linia. Să ștergem linia între mine și voi. Mă bucur tare mult. Dacă aveți întrebări, ne vom vedea vineri, da? Tot așa, de la 7:30. Gabi, pot să întreb eu ceva? Da, te rog. Hai, Virginia! Bună, mă bucur să te văd. Am o nelămurire. Meditația Tonglen făcută cu Geshe la DC1 era cu... În inimă avem un trandafir care are un diamant și când ajunge acea măslină neagră e distrusă de diamant. Da, nu o facem acum. Sunt 4 versiuni care o să le învățăm, 4 sau 5. Prima este Alua. În lecția a treia vom face versiunea completă a lua și a da. După aceea va fi versiunea pe noi înșine.
După aceea va fi versiunea de a face Tonglen asupra altor existențe. Da. O să vă povestesc de alte existențe care sunt în samsara și ultima meditație este cu trandafirul. Am înțeles. Mulțumesc. O facem după aceea. Da. Mă bucur că ești online. Ați intrat în inima mea și de când am plecat, vă port întotdeauna în gândurile mele. Toată lumea mă întreabă despre voi, inclusiv Lama, și le-am povestit cât sunteți de incredibili și cât de dornici sunteți ca să învățăm împreună și eu și voi. Și încerc pe cât se poate să lucrez la aceste învățături ca să vi le transpun în limba română. Nu este o muncă ușoară, dar aceasta este renunțarea. Pentru mine am renunțat la muncă, am renunțat la ideea de a mă duce la muncă să câștig un ban. Am muncit atâția ani și nu sunt bogată. Sunt bogată sufletește în sensul că toată munca mea am făcut-o în a ajuta, să zicem, copiii și toți ceilalți care au învățat cu mine să reușească pe cât se poate, după cum mi-a fost karma. Și sper ca toată viața mea de acum înainte să fie dedicată numai darmei, pentru că sunt cele mai frumoase învățături pe care le-am auzit până acum și practicând se văd schimbări în viață, multe, multe schimbări în viață, în bine. Nikki. Dar acum sună telefonul, de aceea la... Studiază și el cu noi aici. Îți vreți să-l aduc aici? Dar nu, e cam... Nichi, băi, la... Trebuie să... Îl mai mângâie și pe el din când în când. Sus. Nu știu dacă... Cum să fac să-l vedeți? Salut, gata, s-a liniștit. Da, e sufletul meu. Era dor că nu l-a mai băgat nimeni în seamă. Da, dă din coadă. Nu mi-am imaginat cât de mult mi-a intrat aceste cățele în suflet. În primul rând e profesorul meu de compasiune pentru toate animalele. El m-a învățat această compasiune prin iubirea mea față de el și iubirea lui față de mine. Și când am fost în retreat anul trecut, o lună, pe mine ce mă doboară în retreat sunt visele foarte intense pe care le am. Și într-o zi am visat că a murit și m-am trezit cu o stare sufletească foarte, foarte proastă. A trebuit să mă duc să practic și practic am fost complet întoarsă pe dos. Îmi venea să plâng. Nu puteam să plâng pentru că făceam practica împreună cu toți cu alți colegi. E foarte, foarte greu, mi-am revenit și atunci mi-am dat seama cât de mult țin la el. Doarme lângă mine, în pat. Ce pot să fac? Da. O ființă care nu are apărare și trăiește în suferință. Văd cum învățăturile lui Buddha se potrivesc lui ca suflet. Trebuie să coboare în lumea animală. O să vorbim despre lumea animală, pentru că animalele trăiesc
foarte mult în suferință. Suferă foarte mult. Da. O altă, dacă aveți altă întrebare? În orice caz, știu că trebuie să mergeți la lucru, nu vreau să vă rețin. Deci cine merge la lucru poate să meargă, dacă vrea cineva. Uite, întreabă Adina, de câte ori pe zi ne recomand să practicăm meditația asta, Tonglen? O dată pe zi. O dată pe zi, dar încercați să nu o faceți seara când sunteți obosiți. Dacă sunteți obosiți, nu e bine să o faceți. Dacă este în ordine, puteți să o faceți. O dată pe zi este bine. Eu am o întrebare, poate e puțin mai tehnică, dar în cele trei categorii de meditație, analitică, review și fixație, în care din cele trei se încadrează Tonglen? Este mai mult meditație analitică, pentru că în această meditație parcurgeți un anumit drum. Câteodată fixarea vine când e mai puțin spus fixare, când vă gândiți la acea persoană, când începeți să vă gândiți la ea, unde stă, cu ce este îmbrăcat. Putem să spunem că este o meditație de fixare, dar în general este o meditație analitică. Faceți un anumit drum și niciodată nu am înțeles cum poate să stea o persoană în meditație atâta timp. Acum am înțeles, acea persoană care meditează nu înseamnă că nu se gândește la nimic. Nu putem exclude gândurile dintr-o meditație. Deci atunci când am învățat meditația Tonglen, mi-am dat seama că de fapt avem nevoie de, să zicem, de aceste îndrumări pe care să le facem în meditație. Deci îndrumări care nu fac decât să ne dezvolte, să fim concentrați pe compasiunea noastră din inimă, să putem să ajutăm pe celălalt. Deci, practic, toate aceste subiecte de meditație nu fac decât să ne ajute să rămânem concentrați pe o perioadă mai lungă de timp. Deci, pentru că mintea se plictisește momentul în care stau pe ceva. Da? Deci încă nu am practica necesară în care să pot să mă fixez pe ceva și să rămân cu acel obiect foarte mult timp. Deci la început facem aceste procese ca să ne ajute să ne concentrăm, să ne concentrăm mai bine, să fim pe un anume proces. Vom putea să ajungem să facem tantra. Metodele sunt incredibil de înțelepte și de intense pentru ca ajuta exact persoana care nu este obișnuită să stea în meditație ore în șir, să se poată concentra și să-și poată dezvolta puterea de concentrare. Incredibil. Dar suntem în fazele de început. Faptul că a trebuit să fac aceste cursuri și să-mi fac temele, deci în fiecare temă am obligația să fac meditație, deci acele meditații de un sfert de oră m-au ajutat în timp să ameliorez puterea mea de concentrare. Adică nimic nu este degeaba introdus în aceste învățături. Adică tot ceea ce se predă au rolul lor. Da. 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 O să vă dau temele după aceea, pentru că în paralel cu voi am o grupă în Haifa,
aseară a fost o lecție tot Tonglen, în care predau. Astăzi seară predau într-o închiriat Bialik, este un oraș satelit lângă Haifa. Am 3 persoane la care mă duc să predau lecția a treia. Deci sunt atât de, sunt foarte, foarte ocupată și după ce terminăm o să lucrez și la teme și am să vă transmit și temele. Problema că va trebui să lucrăm și la răspunsuri. Pentru că răspunsurile nu există în limba engleză. Ce spui? Liviu întreabă dacă există doar în limba ebraică răspunsurile sau... Da, numai în limba ebraică. Adică și temele și răspunsurile. Dar o să vi le dau, să aveți pe toate. La răspunsuri va trebui să stau cu cineva, cum a stat cu Livia, să scrie repede pentru că ca să le puteți avea. Asta nu înseamnă că nu puteți să faceți temele, deci puteți să stați împreună și să faceți temele și să vă gândiți. Toate răspunsurile sunt de fapt din conferințe, deci nu există ceva care să nu fie în conferință și să nu puteți răspunde. Dacă există vreo întrebare și nu puteți răspunde, atunci putem să stăm împreună. Ok. Îmi pare bine să vă văd. Adina, îmi pare bine să te văd. Bogdan, tu ești lângă ea? Bogdan, și în partea dreapta ta cine stă? Mircea? Îmi pare bine de cunoștință și mai este o doamnă? Nu, Lucica, în partea cealaltă, în partea dreapta Adinei. Adriana, îmi pare bine de cunoștință. Bine ai venit la cursuri. Ok, Octavian, eu vă las atunci să aveți o zi superbă, o zi în care vă dau, cum să spun eu așa, cel mai frumos lucru pe care, care îl spun este să devin o binecuvântare, să fiu o binecuvântare pentru toți ceilalți. Pentru că vă duceți la lucru și veți lucra cu alte persoane și veți fi într-o anume societate, încercați să fiți o mare binecuvântare pentru ei prin aceste învățături, să practicați aceste învățături pe ei. A să vedeți că lucrurile se vor schimba enorm, dacă modul vostru de gândire se va schimba. Eu vă mulțumesc mult de tot! Și ne vedem vineri? Vineri, ok. Lecția a doua nu are meditație, va fi o lecție puțin mai lungă. Dar sper că am stat în timpul în care am vorbit. Nu-i așa, Octavian? Da, Mihai. Hai, Mihai! Da. Da, dacă poți, la sfârșit, o să facem pe cea completă, la sfârșit dedică-i meditația și dedică-i lumina și că am vorbit de o anumită lumină care te învăluie, acea lumină a compasiunii, dăruiește-i și persoane acea lumină. După aceea vom vorbi, dar poți să-i dăruiești lumina, gândește-te că îi dăruiești tot ceea ce el își dorește. Poți să faci asta. Până când o să facem și meditația completă, poți să faci. E adevărat că este bine, o să învățăm Tonglen deasupra noastră, dar până atunci puteți să practicați această meditație, fără nicio problemă. Doar, practic, o să vă obișnuiți cu ea și asta e foarte bine. Bine, Octavian. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc din toată inima mea. Și să aveți o zi superbă în care să fiți de ajutor celorlalți.
Și ție, Irina, mulțumesc mult și ție, Livia, și celor care mă văd pe internet. Bine, vă urez numai bine, da? Ne vedem. Mulțumim din suflet. Da, pentru ce? Dă-i îngeraș.